cum ați cunoscut Asociația Speranță pentru România? Prin intermediul unei prietene. Ea a văzut prima dată că se ocupă de aceste cazuri și mi-a zis că să apelez cu încredere, că sunt niște oameni de suflet și sigur o să ne ajute, că noi o să avem nevoie de bani foarte mulți pentru drumurile care le făceam din 3 luni la București, la Sibiu și pe unde am fost peste tot, și a zis că sigur o să ne ajute cu bănuți, că noi o să avem nevoie de ei. Care a fost relația ta de până acum cu asociația? Foarte bună. De fiecare dată când am apelat, m-au ajutat cu încredere. Mi-au spus că atunci când am nevoie să apelez și de fiecare dată am avut un răspuns afirmativ din partea lor. Fondurile care s-au strâns pe site până acum pentru Ionuț au ajuns la tine atunci când ai cerut? Sigur că da. Da, de fiecare dată. Dacă ar fi să transmiți un mesaj de mulțumire celor care au donat pentru Ionuț, ce le-ai spune? Da, le mulțumesc tuturor din tot sufletul. Le mulțumesc că ne sunt de fiecare dată aproape. Și că îl susțin pe Luca ca el să fie cât de cât un copil sănătos.